Centrul Național Anticorupție confirmă că va iniția proceduri de verificare a informațiilor făcute publice recent de omul de afaceri Renato Usatăi despre afacerile ilegale ale fostului premier demis pentru corupție Vladimir Filat și controversatul om de afaceri Vladimir Plahotniuc. O interpelare în acest sens a fost adresată CNA de fracțiunea parlamentară a Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. Șeful CNA Viorel Chetraru a declarat că interpelarea a fost înregistrată. Ea a fost dispusă spre examinare subdiviziunilor specializate ale CNA. Într-un timp rezonabil, foarte scurt, trebuie să inițiem procedurile pentru verificarea acestor date prin diferite metode și mijloace, inclusiv prin solicitarea detaliilor de la cel care a difuzat aceste informații, a declarat Chetraro pentru Agenția Omega. Fracțiunea parlamentară a Partidului Comuniștilor a remis conducătorilor organelor de drept solicitări în care le cere să se autosesizeze în legătură cu declarațiile recente ale omului de afaceri Renato Usatăi, care a dezvăluit mai multe cazuri grave de corupție cu implicarea lui Vladimir Filat și Vladimir Plahotniuc.